Eu cum a dat până a fost și cu jurea să Bună ziua, doamna președinte! Ce faci, Frenci? Expoziție? Expoziție care a fost acreditată Zilei Naționale a Norvegiei. Universitatea din Bergen ne-a oferit foarte multe oportunități pentru a dezvolta biblioteci de universitare. Academia este de economie, cine mai vrea să... Bună ziua, și aici avem asta de cum el ne-a făcut un cadou, o altă colecție, o tehnică foarte interesantă, metalografie, mai des treci pe metal, după aceea să treci pe hârtie. Asta noi am cumpărat-o, asta el ne-a făcut un cadou. Și după o sală mică, v-am vrut să zic, noi vreau cum să pui de fai la rețea, se lucrează. Asta e biblioteca tradițională, că noi se întreau și în cea electronică. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da. Am ajuns aici pentru că... Mai replică noi! Asta e tot bibliotecă, ca să vă fie clar. Vreau să vă aduc la cunoștință că aici sunt bazele de date electronice. Biblioteca Științifică SEM deține consorțium pentru aceste bazele de date electronice, EBSCO și multe altele. Gratuit, prin sistemul IEPSCO, nu trebuie să mergi nicăieri, adică condiția e foarte bună. Și profesorii se oferă posibilitatea bază de date să-și publice articole. Faceți teze? Folosește momentul. Eu cumva am fost profesor aici. Și student, și profesor. Eu studiu TV pe care am început noi, pentru a putea face cursuri online, în primul rând, și doi, să punem cursuri în format electronic pentru ca studenții să aibă acces prin parolă atunci când doresc ei să vină. Respectă toate cerințele pentru un studio TV, apropo. Nu au toate televiziunile din Moldova condițiile astea pentru a... Da, sunt foarte bune. Am invitat inginerul șef de la TV Radio Moldova și ne-au făcut proiectul, ne-au făcut dotările. Adică aici, la... Da, izolare perfectă. În caz contrar apare fonul ăsta care... Da, știu. Ai să treci de pe aici încolo, pe ecran se desenează, tablă interactivă foarte modernă. Activează și de fapt oferim suport prin dezvoltarea afacerilor fondate de către studenții noștri. Avem băieți aici rezidenți. Sunt întreprinderi studențești, de fiind studenți, deschid întreprinderi reale. Tăteamă, sunt cineva care să vezi? Da. Dar cu bucătării se poate negocia contracte de afacere. Asta înseamnă la pregătit... Băieți, bună ziua! Ia spuneți, ce vă ocupați voi, măcar? Și aveți clienți de ajuns? Da. Bine, mersi. Cifra de afaceri suficientă pentru a acoperi costuri, pentru a merge la un restaurant, conform planului de afaceri? Da. Deschidem magazin. Ei fiind studenți își dezvoltă afacerile, după aceea pleacă și în locul lor vinanțe. Pleacă nu în șomaj, pleacă cu afaceri la un moment de parte. Avem afaceri mari. Avem întreprinderi care au trecut pe la noi, care au ajuns să cooperează cu milioane de lei cifra anuală de afaceri. Deci nu e o joacă. Cont în bancă aveți? Da, desigur. Ștampila aveți? Banii în cont în bancă. Contracte aveți? Da. Iau chiar perioade când cererea nu pot să o acopere și le refuză contract. Deja avem și angajați. Trebuie să faci o strategie. Deja da. Din student sau? Acum e anul 2 la ASEM. Avem și vedeți că era noi vrem să schimbăm lume. Opa, asta e serios de cumva. Dar ce vrei să faci? Spuneți. Noi ajutăm... Ideea afacerii voastre. Companie de marketing digital. Aha. Marketing digital? Da. Construim site-uri și promovăm. Aveți deja încheiat un contract? Aveam. V-au plătit? Sigur. Care a fost sumă primul contract? 5.000 de lei. 5.000 de lei? Pentru început asta e foarte bine. Normal, foarte bine. Ați înțeles ce înseamnă încheia un contract? Ați negociat, ați stocat clienți? Faceți designer, le-a dat la site? Da. Și le vin. Am scumpăr și eu un pentru pacient. Nu mă dați părinții și promovat rețele de socializare. Acces la calculatoare, am făcut un proiect cu Origin 2. Chiar n-am trebuit. Împreună ne-am făcut. Noi am dotat, am făcut reparații, ei au adus tehnica și unul de ea. Toți care doresc. Vă place aici? Bună ziua!
Ideea organizării a apărut ceva timp în urmă. Într-o discuție cu domnul președinte, v-am fost întrebat ce se mai întâmplă în universități și probleme, mai simplu, ce am zis, domnul președinte? Eu pot avea o părere care diferă de altă, deci vreau să vă invit la o ședință a Consiliului Părerea. Vă vedeți pe ecran, avem și informații în partea stângă dumneavoastră, de Comisia de Cenză. Avem un buget pe an, asta vă zic că este... Nu-i bugetul nostru, fiecare universitate mi-am rachete de la 1 până la 5 mii de ani, bugetul este un pic mai mult, putem înmulți cu număr de universități. Noi de guvern și are finanțare separată de la bugetul de stat, noi nu avem acest lucru, treabă pentru noi. În mediu, de toate statele UE, avem 37 de studenți la 10.000 de locuitori, la 1.000 de locuitori, la 1.000 de locuitori. Noi în Moldova avem în 2228, dar vă spun că astăzi avem deja 26 de studenți la 1.000 de locuitori ai țării. Pentru comparație, Ucraina pare mi se au 58, România vreo 47, media pe UE 37. Noi avem un număr inferior, foarte mult inferior, celui pe care l-au statele vecine, ca număr de studenți la 1.000 de locuitori. Față cu finanțarea de la bugetul de stat, în ultimul timp este un pic în creștere ca pondere. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru această inițiativă, de a avea o discuție, chiar să facem cunoștință cu mulți dintre dumneavoastră, cu unii ne cunoaștem, deoarece am avut tangență pe parcursul anilor, bine, sau atunci când mi-am făcut studiile, sau atunci când am predat în unele instituții spre de învățământ, care, conducere care sunt aici. Sau alte tangențe am avut, dar eu consider că o astfel de întrevedere era necesară. Vreau să spun că ideea a venit la domnul Belostesnic, ar fi bine să avem o discuție, nu doar cu dumnealui, noi cu dumnealui am avut o discuție, câteva săptămâni, o lună în urmă. Luna martie, dar e bine să discutăm toți împreună. Și dacă este prima vizită a președintelui țării la Consiliul Rectorilor, eu cred că este un pas bun. Și vreau să vă promit că nu o să fie ultimul. Cel puțin în persoana mea, eu voi fi deschis atunci când veți considera oportun să avem schimburi de opinii, eu voi veni și voi accepta invitația. Care, de fapt, a fost din partea mea scopul și opinia, scopul acestei întrevederi? Se discută foarte mult în ultimul timp despre învățământul superior în Republica Moldova. Și vreau să vă spun sincer, și eu aveam unele opinii nu tocmai care corespund realității. O spun sincer, pentru că cifrele care acum le-am văzut, bine, eu pe cursul ultimilor luni, după o discuție și cu domnul Belostesnic, am solicitat aceste dinamici și vedem că sunt niște dinamici negative. Toate că în societate, sincer, între oameni simpli, și aici este și vina noastră, undeva. Sunt opinii greșite. Uite, haideți să nu mai susținem învățământul superior, să trecem alte tipuri tehnici și așa mai departe. De aceea, principalul, cel puțin pentru mine, la prima etapă rezultat, că am aflat mai multe detalii despre ce se întâmplă în instituțiile superioare de învățământ. Doi, se discută foarte mult despre reforme în domeniul educației. Am înțeles că sunt aici reprezentanții Ministerului Educației, da, domnul viceministru. Eu am avut o discuție recent și cu domnul prim-ministru la capitolul reformele din educație. Vă spun sincer, nu toate dintre ele, nu cu toate sunt de acord. Cu multe nu sunt de acord. Sunt unele elemente care eu consider că sunt binevenite, în special în cei ce țin de Academia de Știință. Cunoașteți că este vorba de a transmite cercetările sau o parte din cercetări, de a reveni în instituțiile superioare de învățământ și în opinia mea, acest lucru este bun. Poate nu am dreptate, dar o să facem un schimb de opinii și o să-mi spuneți că e bun sau nu. Deci, la doilea subiect, reforme. Pe mine, în calitate de șef al statului și persoana care în final trebuie să pună semnătura pe proiectele de legi care ar putea fi votate de Parlament, mă interesează opinia dumneavoastră. Eu vă promit că noi nu vom iniția nicio reformă dacă nu vă vom consulta împreună cu dumneavoastră. Nu obligatoriu, toți vor fi de acord, dar cel puțin o discuție, să aflăm opinia dumneavoastră, să dați propuneri, lucrul ăsta vă promit. Pentru că noi am inițiat unele modificări la codul educației, împreună cu consilierul meu, domnul Popovici,
Și eu am spus, nu semnăm nicio inițiativă legislativă pentru că nu transmitem colegilor dumneavoastră din domeniul învățământului. Aflăm opinia lor, după aceea luăm o decizie finală. Deci e la capitolul reformei. Aici sunt două aspecte. Primul aspect. Inițiativele noastre le consultăm cu dumneavoastră. Îmi dați opiniile, după aceea mergem mai departe. Dacă vedem că suntem pe poziții diferite, ne întâlnim, discutăm. Eu sunt disponibil să vin, să aud argumentele dumneavoastră în mijlocit la direct. Și al doilea aspect, reformele pe care le inițiază guvernul, este foarte important să aflăm poziția dumneavoastră pe toate aspectele. Dumneavoastră cunoașteți ce reforme acum sunt inițiate. Sunt mai multe proiecte de legi care se vor discuta în timp apropiat în guvern. Este un proiect de lege mai masiv, reformă guvernamentală, care ține de domenii, de ministere, de sectoare, de Academie de Științe și așa mai departe. Și eu așa înțeleg că cel mai probabil, eu ieri am vorbit cu domnul prim-ministru Filip la capitolul ăsta, cel mai probabil în următoarele zile va fi lansată discuția publică asupra acestei reforme, reforma guvernului, dar ea ține și de educație, pentru că acolo este și segmentul respectiv în ce este în difuziunea ministerului. Și eu înțeleg că ei vor foarte rapid, în curs de câteva săptămâni, să-l discute în guvern, să-l propun în Parlament, pentru că într-o lună, o lună jumate, această reformă să vină la președinție pentru a fi promulgată. Deci, în acest sens, mă interesează foarte mult care va fi opinia dumneavoastră. În rest, eu rămân deschis. Visez la cele timpuri când eram profesor, poate mai revin. Aici la SEM și la ULIM și la alte instituții.